principalele provocări cu care eu m-am confruntat în organizarea acestui tip de business a fost faptul că a trebuit să combin mai multe activități cotidiene, cum ar fi capacitatea de a organiza această afacere, capacitatea de a fi mamă și am exercitat foarte bine funcțiile. Este bună organizare și cunoștințele și capacitățile cu care am fost înzestrată m-au ajutat ca să mă descurc în orice situație care a fost pusă în fața mea. Desigur, orice program de susținere a femeilor este foarte binevenit pentru noi în comunitățile rurale mai ales. Și atunci când este un suport din orice domeniu și fie cu informare, fie cu suport financiar, este foarte binevenit și aduce un aport foarte important pentru dezvoltarea și lansarea afacerii. Ușor se lansează într-o afacere o doamnă când este ajutată și susținută. Și atunci când capacitățile și cunoștințele îți permit ca să te lansezi într-o afacere și mai este și dorință, atunci desigur că această dezvoltare va avea succes, dar oricum responsabilitățile din alte domenii trebuie să fie repartizate fie la membrii familiei, fie să apelezi la ajutor. Multe stereotipuri țin de faptul că careva responsabilități în familie obligatoriu trebuie să le facă o femeie, ceea ce suntem la momentul când ar fi cazul să ne autoeducăm și să înțelegem că de fapt responsabilitățile în familie foarte bine pot fi împărțite la doi.